Începând de anul acesta, odată cu intrarea în vigoare a sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Olt, colectarea taxelor de salubrizare a intrat în grija administrației locale. Astfel, oamenii trebuie să depună la ghișeele Direcției Economice Slatina o declarație de impunere prin care se va stabili taxa de salubrizare pentru anul 2022. Începând din anul acesta, tariful pe care îl percepea operatorul de salubrizare s-a transformat în taxă pe care am preluat-o noi Direcția de Taxe și Impozite. Procedura ar fi una simplă. În baza unei declarații a proprietarului, se completează, se depune la noi taxa fiind de 11,74 de lei de persoană pe lună. În funcție de numărul persoanei, se calculează până la finele anului. Până în prezent au fost înregistrate 28.352 de declarații pentru 24.609 proprietari și 1.642 de declarații pentru 641 de societăți. Au rămas câteva mii de slătineni, atât persoane fizice, dar și juridice, care nu au depus încă declarația pentru taxa specială de salubrizare. Angajații Direcției de Taxe și Impozite Slatina anunță că au început deja emiterea de notificări. În baza informațiilor ar mai fi undeva la 6.000 de persoane care încă nu au venit să-și declare această taxă. În perioada următoare chiar am emis notificări pentru aceste persoane și inclusiv pentru persoanele juridice, pentru că și acolo avem o problemă. Și dacă nu vor veni nici în urma notificărilor? Dacă nu vor veni în urma notificărilor, organul fiscal va impune din oficiu. Conform regulamentului, la persoane fizice impunerea din oficiu se face cu 3 persoane și se poate rectifica în cursul anului, iar la persoane juridice se face în funcție de suprafață și de codul de activitate cu care persoana juridică funcționează. La sediul Direcției Economice Slatina a fost înființat un ghișeu special pentru taxa de salubrizare. Deocamdată aici lucrează un singur angajat, însă personalul va fi suplimentat pentru o activitate cât mai eficientă, iar slătinenii să nu fie nevoiți să aștepte la rând pentru a-și plăti taxa.